Bună dimineața la muș. A, June, ai stricat introducerea. Dar ce vrei să fac, să mă uit la tine? Ce a însemnat asta, tăuraș? Dă ușurbeni. Oh my god, vezi că le găsești aici. Haideți să vă fac eu introducerea. Acesta eu vreau să fie ultimul vlog cu scuterul lui, albastru. Deoarece... Ultimul vlog cu carburatorul ăsta? Ultimul vlog cu adversății carburator. Fiți atenți, frățiorii mei. Ce și-a luat? Filtru nou, sport. Mamă, poți să-i desfaci și ia țipildul ăsta de pe el, știi? Păi de ce să-l desfac? Am venit ca să arate bine așa, e că mai e mai frumos albastru. Cum să fie al? Păi asta e doar o protecție. Nu e. Filtrul fiind foarte terminat al lui, dar principala problemă, mamă, ia uite, vezi în ele, ești nebun la sub braț? Hai că da. Punem filtru, punem furtun nou, carburatorul îl vom spăla chiar acum. O să îl suflu. Asta e problema la acest filtru, frățiori. Cuiul pontou nu ține și dă pe afară și mereu se neacă, mereu. Bușet, ai cumpărat parcă nu? Filtrul vechi nu mai e bun și fiți atenți aici ca să înțelegeți și voi cât de mult contează filtru. A băgat un buretec, i-am zis eu bagă ceva, dar nu-i bine că tot jecul trage pe aici și se înfundă tot. Ce să-ți dau? Aia, bormașina aia mic, cu ăla lung. Iar acum vreau să-l curăț foarte bine și a cumpărat și nici scai benzină. Bă, să-mi iau și o partea mea care i-am băgat acolo, am un litru. După aia de la etichetă în jos e al tău. Și vreau să îi dăm test. Deci eu știu că poate unii dintre voi v-a săturat, dar și... ce mai pui, mă, ca să... De unde s-a... A, de aici? Se mișcă? El și că a sudat toba și acum se mișcă de aici. E pe combinație de aia, adică se mișcă toba, fiți atenți că e mișcă de aia, se mișcă de aici. Ia uite. Adică e mufă de aia de instalație. Bine, așa l-a luat. De cricket. Ce? Crichet. Ce să faci cu... Se trage cu crichetul prin aia? Da. Uite-l acolo, jos, la orbeni. Trebuie să-mi fac curat aici, că am lucrat la scuterele Piaggio. I-am pus bateria lui, l-a încărcat un pic. Hai că se încarcă, nu-i problemă. Că scuterul lui nu încarcă, ci că de ce nu încarcă? Și am zis să nu fiu băiat rău cu el și să-l ajut să își mai aranjeze scuterul ultima oară. Fiți atenți, în caz că aveți probleme, foarte important, cu... benzina să curgă prin filtrul de aer, întotdeauna nu prin filtru curge, ci pe aici. Dar bineînțeles, se prelinge prin filtrul de aer. Bă, nu e bună, de 6 nu merge și de 7 e mare. Care, mă? Cu asta, nu știu. La ce e? Dă-mi o cheie. De 10, fix. Eu, mă, pe asta, mă. Nu intră acolo, cu data trecută cum ai desfăcut. E strâns ăsta tare. Dă-i, ia bagă-i partea cealaltă. Nu merge. Aha. Ia stai, mă, că desfac eu. A, e bine când ai scule, nu? Deci, pe aici, când curge benzină, în timp ce e oprit, să știți că nu mai ține ăsta de la rezervor. Adică, vacuumul. Vedeți că benzina trebuie să curgă prin partea asta pe aici. Și aici are o membrană, un fel de pompiță. Iar când se creează un vacuum aici, cu gura, dacă trageți aer prin orificiul acesta, se trage membrana în jos și permite benzinei să curgă din rezervor înspre gurița aceasta și de aici în carburator. Fiți atenți acum că o să îl spălăm de la cap la coadă. Dă și la jos. Uite așa. Și mi-l pui aici. O stea. Ia. Deci vreau să-l cureți ca lumea. Băi, ca lumea, bag compresorul, să știi că nu mai are gram de mizerie. Auzi? Tu când ai dat furtunul jos, unde era furtunul ăsta? Hei, n-ai avut filtru, he? N-ai avut filtru. E la filtrul unde l-am avut. Era doar filtrul dinăuntru, nu? Uh-huh. Bun, acum o să-i punem filtrul acela. E un filtru micuț. Asta să vedem dacă rezolvă problema. El zicea că trebuie să cumpere alt carburator. Poate mulți dintre voi faceți greșeala asta. Gen, hai să cumpărăm fel și fel de nebuni. Păi trebuie să-l spălăm. Deja a început să curgă mizerie de el. Fii atent, hai să facem într-un fel. Desfă și tu ăsta. Desfă și murdărește-te, frate. Dar nu așa, ține-le invers. Ca să vedem mizeria din el. Îl freci în toate direcțiile. Exact așa trebuia să-l lași cum e, brother-e. Ca să vedem ce mizerie are în el. Așa. După care ăsta îl clătim un pic și îl spălăm pe tot. Îl suflăm și să vedem. Fiți atent, eu ce vreau eu să vă arăt acum. Eu am umblat și pe la reglaje acum. De ce? Am crezut că de la... Ai crezut, mă, bine că ai crezut. Adică de când reparăm noi la scutere și la alea, n-ai mai crezut. Ține-l,
Țin bine de el. Ține de el. Și uite, mă, mâncavaci, uite apă. Se vede apă. Ia, dă-te maș. Uitați apă, uitați mizerie. Nu vărs iar garnitura de nechinuie. Nu, 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 nu vărs. Uitați-vă și voi. Na. Ia să văd dacă se vede. Da. Uitați-vă mizerie, uitați-vă apă. E, mizeria aia, stai așa că nu filmam bine, gata. Mizeria aia, că bate lumina în... Uitați-vă și voi ce e acolo. Mizeria aia de acolo bloca... Mă, astea dacă le atupăm, ce se întâmplă? Care? Îi băgăm un furtun. Băi, Adi, din furtun... Adi, auzi. Din furtunul ăla mic îl bagi aici, aici și bagi, o, bagi aer, un șurub. Fii atent ce spun eu, că aici e de aer. Să trag aer? Uite, are o gaură pe aici, la benzină, nu știu. Lasă, băi, e de la altceva, bagi un de la, pe, la el și vedem, că, și de ce, ca să nu mai și tragă mizerie. Că poate să tragă aer pe aici și trage mizerie pe aici. Ai înțeles? Care erau alea două care nu... Ăla și cu... Ăsta e de benzină. Așa. Ăsta și cu ăsta nu. El trage aer pe aici, da? Alea le închizi. Că poate să tragă aer fals pe acolo. Aici, și îți vine mizerie. E plin de mizerie. Uite. Uitați-vă, ia fiți atenți când amestec. Ia, dați așa. Hai mă că se vede, mă, nu știu, că nu pot să văd eu că bate. Ia uitați-vă ce e în el. Uitați-vă ce e în el. Ia uite. Ia uitați-vă că s-a, vedeți aici, uite, ia uite. Nisip, păi cum să nu se blocheze? Se blochează de la... Da mă, da. Cuiu pontou. Fii atent, îl spălăm acum. Asta mai le desfacem? Ce? Nu mă, le suflăm direct. Hai să-l spălăm prima dată. Sau îl suflăm? Ai desfăcut asta? Da. Uite. La cuiu pontou, pentru că ăsta ține aici, ia să vedem cum arată vârful. E bun vârful, mă, dar intră mizeria aici și rămâne hau. Da, și filtrul nou, mai, dacă nu iau carburator și... Păi ce să iei carburator dacă ăsta merge bine? Unde e garnitura de aici? Uite o parte. Garnitura de aici, mă? E pe scute. E acolo? Ok, l-am suflat, l-am curățat, uitați-vă cât de perfect arată. Vreau să nu mai... Stai, cum are, e curat? Să nu aibă mizerie, lasă la mine. Dă-i drumul la mine un pic. Mamă, cum zici că e nou. Păi, stai că uite, a căzut ăsta. Deci era numai mizerie în filtru. Bă, de unde e, de unde e? Uite-te și tu. Acum hai să sigilăm foarte bine carburatorul. Să-mi dai ăla și să te ștești pe mâini când să-mi dai. Dă-mi cuiul de aici. Așa. Să fie totul perfect. Să nu mai fie gram de mizerie. Eu dacă desfac scuterul Piaggio. Ia, n-ai gram de mizerie. Fii atent, dă-mi un pic ia furtunul galben. Hai să facem un test. Și uite, ca să vezi. Data trecută l-ai băgat aici și curgea benzina în el și de fapt, ții minte, din furtunașul ăla vezi că trebuie să tai un pic. Da, nu știu. Tai un pic, bagi aici și bagi un șurub și închizi. Uite, bagă-l aici și sufli. Bagă-l aici, la alimentare, da, în alimentară. Păi trebuie să leși cu... Zau eu, suflă. Mai bine? Păi n-am mâncat și vezi dacă închide bine. Cum? Asta era problema la tine, uite. Gata. Ia trage și ține limba. Că eu țin-am ridicat. Curge? Adică curge. Are vacuum. Ai văzut, mă? Ai văzut ce mișto? Gata. Din acest moment, uite, și asta e a doua spălare și tot mai avea nisip și aia. Adim de să-i pun astea. Ia. Dă-mi. Stai așa, băgă-l așa ușor. Gata, gata. Pune-l așa și hai să facem un... Să nu mai se miște deloc. Și să nu mai fie mizerie absolut deloc. Ia pe aici, să nu tragă deloc, pe nicăieri. Hai că au căzut șurubul, n-are nimic. Pui așa, învață-te și tu când faci câte o combinație de asta, să fie totul perfect. Ai cârpă acolo, șterge tot timpul, frate, să fie... Să nu mai aibă deloc pe unde să intre. Ai testat filtrul de aer? Ia. E de 39, nu? Ia vezi filtrul. Intră aici. Acum el și-a cumpărat filtrul. Fii atent, în filtrul ăsta, bă, să știi că e destul de bunicel, zic eu, nu? Voi ce ziceți? Adică nu cred să fie chiar... Hai mă, că e și destul de... Și 50 de lei? 50 de lei? Nu, ce nu, știi ce facem? Băgăm un burete mai mic în el, mă, lasă-l, dragul, nu mai bani mic. Ba da, mă, mai băgăm un burete mai micuț. Să-l trag în carburator. Nu. Păi cum? Da, s-ar putea să-l tragă, da. Să aduc un burete mai mare, îl băgăm aici forțat. Nu are cum să-l tragă, că nu-l suge, că nu ai aspirator. Dacă e totul curat, nu-ți mai face probleme. Uitați, vedeți cât de curat e degetul ăsta? Arătătorul. Ia fiți atent să bag pe gât aici. Ia. Hai că nu are multă mizerie, dar de fapt n-are deloc. Dar când intră... Ce e ăsta? Alex? Eu așa să stai aici? N-are nimic, nu? N-are nimic, dar spune ce e ăsta aici, că nu știu de la ce e ăsta. Nu știu. Crezi că e de la sedmă? Mai că da. Mamă, e mare să
Ia cât de mare e, ia. Are joc? Al strâng. Ia mă, ia. Ia, întoarce-l invers așa să vedem. Nu mă, invers. Așa. Se strânge, mă, dacă îl strângi, se strânge. Îl strâng aici direct? Ia strânge-l așa să vezi, e ok? Se strânge, mă, ia stai. Ce ușurubenț este? De 39 și stai, se strânge, mă, nu vezi cum e, ia cât are joc mare. Se strânge, mă, nu, e bine, e bine. Păi lasă că-l pui după aia la urmă. Nu, îl pun greu. Ia pistolul, unde e? Scoate-i aia, ia ciocanul meu și linge-i una în cap. Așa. Adică fac și vlogurile astea, fraților, să înțelegeți și voi o chestie. Băi, dacă ai grijă și ești corect cu scuterul, curat pe mâini, tot ce trebuie, ține-l bine acolo. Pune-l și tu invers, cocoș, ca să nu te încurce. Unde te duci tu după ăla sau trebuie să stai el cum îl pui tu? Uite tot așa, băi, pe cală, mă, pune-l, mă, invers, mă, ține-l, mă, și tu așa. Bă, vrei să iau eu, că ia dă-mă încoace. Ia lasă-mă, mă. Uite așa, ia uite, aoleu, ai dat de greu, lasă-l mai jos așa. Uite. E bine? Da. Trebuia să joci în filmul pe cală. Ăla se mișcă acolo, gata, nu? De ce că nu prea mi-o bază? Ia întoarce-l. Se mișcă un pic? Hai mă că nu trage aer pe acolo chiar atât de mult. E bine, ai cum grijă cum îl pui să nu-l belești. Da, bagă aici un furtun, bagă un furtun mic. Îi bagă la urmă. Hai, bagă-i la urmă. Bagă-i accelerația. Uite accelerația acolo jos. Ce vrei să-i pui? Așa, pune-i tot. Vezi ce frumos e când asta e bujea lui? Nu, ai adus-o tu. Aia era cu cârpă. Că acum vreau să-i dau un test, eu mi-au cross-ul, mi-au GoPro, să vedem cum merge. Și îmi iau și aia la mine, mă, în caz că nu mai pornește, nu? Mi-au sfarăci. Ok. Benzina submersibilă, e în doi timpi și amestecul... Bă, tu cum faci? Îi pui amestecul... Trebuie să-l faci înainte, nu? Da. Da? Și dacă ți-ai luat benzină, ulei de amestec? Prietenul la nevoie să cunoaște. Adică? Dai tu? Ulei? Stai așa că o chem pe mama să-mi aducă ulei de mâncare. Ce-ai făcut acum? Ai arici? A, nu mai știi care e de la benzină? Da. Păi ia, trage. Ai arici, mă? Arici? He. Da. Pentru ce? Nu știi că tu ești prietenul meu? Arici, să-ți dau arici, arici. Acum ești prietenul meu ca să-ți dau arici? Hai că... Ia uite cum stă filtrul ăsta la șmecherie într-o parte. Mamă, la prima groapă sare în aer. Da, nu mai. Vezi că nu e benzina pe aici. Ba da. Bă, unul trebuie să fie. Nu, mă, benzina e în partea asta. Auzi, benzina e aici, dar de ce se mișcă așa? Trebuie să-l strângi. A, e pe strângere. Păi strângeri bine. A, nu-l strânge șurub. A, nu l-ai strâns pe ăsta de aici, nu? Păi pune-l în poziție, când e hau. Nu știu. Hai că îl testezi, uite, mă, bagă furtunul aici. Ia suge pe el. Nu vine, nu? Nu. Ăla e de benzină. Ăsta e de benzină. Păi nu contează, tu când îi pui, dacă îi pui benzină, el curge direct, nu? E defect ăsta. Hai că-ți aduc. Bă, Evere, dar mai zăpăcit cu camera ta, mă. Dar ce-ți fac? Fii atent acum, de ce l-ai tăiat de acolo? Să bag la aer. Păi scoate-l de aici, scoate-l de aici. Ăsta e de la aer, pe atât l-ai lăsat, mă? Da, mă, lăsa. Hai bine. Știi de ce, nu? Că pe ăsta trebuie să-l întrerup și să-l punem filtru. Și haide să vă arăt și vouă, ca să vedeți. Îmi fac eu curat aici, îmi cer scuze față de mâncarea care e aici. Hai că, da? Ca să vedeți cât de curat îmi fac eu și mie îmi place să fac curat, știți bine, nu? Ei pune arici, care arici. Prietenul la nevoie să cunoaște, ați auzit ce a zis, da? Hai că, da. O să amestec benzina, un litru și o să pun... Bă, dar nu mai am ulei, să-ți iei ulei, cocoș. Să te duc să-ți iei ulei, că eu nu-ți dau, e 3-40 de lei un litru de amestec. Păi dacă nu mai am. Păi, tu, amestec, o să te cu ulei de mâncare. Nu, adevărat, n-ai văzut că nu mai am. Ia, și mai am un pic. Bagă-l pe ăla la benzină. Ai strâns pe ăsta de aici? Da. L-ai strâns? Ok. Bine, așa să-i dau și unul un pic. Și bagă filtrul, da, vezi, să-i lași un pic așa și bagă filtrul de benzină. Am cumpărat un filtru. Și uite, acesta, vedeți că are și o săgeată aici. Acesta este sensul. Ca să vedem aici apa și gunoaiele care curg, eventual se pătrund, ca să zic așa, prin filtru care e aici. Că mai e un filtru aici. Deci, în acest corp, ăsta mai deschis la culoare, ca să zic așa, e un vacuum. Așa se numește, o pompă de vacuum sau... Numiți-o cum doriți, doar că are un filtru. E un filtru lung, așa, eu am mai multe. Vezi că erai să cazi, nu? Sau? Te-ai prins bine? Gata? Bă, vreau să-l pun și uite așa în poziția. Păi l-ai strâns pe ăla? Păi da, bă, dar cum îl pui, pune-l într-un fel în care să-ți dea voie să vină ușor benzina. Nu-l cocos. L-ai strâns, mă, pe ăla, până la urmă, nu?
Păi tata, nu-l da pe sus. Băi, trebuie să aibă cădere, mă. Lasă-l pe jos. Bine, are cădere de sus, știi? Așa, așa, și ia uite, pui aici unde stă, Alex. E, pune aici un arij, mă. Ar ceva dacă stă așa? Se cutează cu aia, tu nu te uiți că s-a cutat, s-a făcut cot. Îl trec în partea asta. Pași. Băgă-l, mă, pac. Dar ce, tu nu-l mai strângi de aici, din asta, Alex? Nu mai ajunge. Gata, nu, adică l-ai strâns la mână. Hai că e ce trebuie. Hai că nu mai e ce trebuie. Lasă-l acolo, dar nu-l pune așa scurt. Lasă-l un pic mai lung să bălângădească și în genunchi să te lovească și pune ăsta la jumate. Dă filtru. Ia. Yeah. Îl tai de aici, așa. Bagă filtrul pe acolo, da. Aici. Era să mă tai. Mă tai. Bun. Și uite așa, bagă-l în partea asta. De caterul jos că tu bătai. Nu mai trebuie să punem de. Nu mai pui de la că ăsta e deja intră și nu mai iese. Se bălângănește și în genunchi te lovește. Nu așa. Și în partea alaltă bagă-i în furtunașul celălalt și faci treabă ca la carte. Chiar sunt curios. Uite, acum mă las pe valoarea mea să vedem dacă mai curge. Îl las lung așa? Nu. Tai atâta, Daniel. Tai el atâta, dar ăsta, auzi? Ia uite, îl prinzi într-un colier aici, Alex. Îl prinzi în colier aici. Ia, nu merge să-l bași pe aici? Să nu se facă cută. Nu, mă, nu se face. Bă, de-aia vezi, vine și-au aici, Alex. Băi, lasă-l mai lung, ia ascultă-mă, vine și-au și ți-l împinge în jos. A, uite, lasă-l mai așa și îl prindem după. Îl prindem aici cu un, ia, atât. Știi, îl prindem cu un arici, cu ceva. Fă și tu treabă domnească. Acolo mai trebuie un arici. Uite, băi, ia uite, ăsta cred că mergea ăla care l-a întrebat pe moșul ăla, ia uite. Da. Nu-l băga acum, bagă-l după aia, că nu mai poți să-l trebuie să scoți furtunul. Și? Păi și la ce mi-ai băgat furtunul? Aplaudați pentru ce a făcut domnul. Aplaudați. Te-ai băgat furtunul și după aia bagi aia și după aia bagi arhau. Ia uite, gata, ai făcut treabă bună? Nu ți-ar muri altul înainte, altul înapoi. Ăsta e pus pe direct aici, un releu. Da, mă, era ca ăsta, uite. Uite, mai are ceva aici. Asta e CD-ul, mă. CD-ul, mă, mamii lui. Hai că nici... De la țac. Un țac, nu? Dacă nu îți dau un... Se numește sfic. Sfic. Ok, ia două furtunașe și blochează-le pe astea. Uite, care-i două... Pac, pac. Mai zicea unii, băi, meseria și lupește. Voi nu vedeți că, hau, să nu mai aibă pe un să mai tragă aer fals. Vorbește un pic, că e nou caterul ăla. Hai că s-a răținit. Da. Păi bag unul într-altul așa. Da, blochează-le, să nu cumva să tragă aer pe acolo, Alex, să nu tragă aer pe într-o parte, să tragă aer fals. Să zicem că trage aer fals pe acolo și face, că ăsta vine în cameră aici. Nu-i bine, să nu cumva să tragă sau să se întâmple ceva. Ce se întâmplă? Fă-l așa și, ia mâna, lasă-l așa și face așa unul ăsta. Uite așa, bagă-i un arici, mic, și fă-l așa, na, măcar. Dar nu lega de ăsta, că e furtunul cam vai de mama lui. Bă, nu așa, pune-l pe amândouă pe afară, ca să le sugrume. Cum așa? Cum așa? Uite ce. Spală-te la nebunule. Cum așa? De așa. Ai văzut acum? Păi și aici trebuie, băi, prost. Păi pune-i după și ăla, dar asta trebuia să-l închizi aici. Adică nu trebuia să-l pui și pe ăsta aici. Nu mai e ce tot mai mare. Și uite, bagă un dăl acolo. Așa. Și împinge lăi, cum zice The Brother One lăi. Și acum strânge lăi acolo lăi. Așa, și taie lăi. Mânca lăi. Știi că la electromotor când dai de aici trebuie să tragi de firul ăla, că bagi în viteză, hai că trebuie să punem o sârmă aici. Îi băgăm bujia asta, mă? Nu, păi că bagă bujia lui, ia vezi, ce are pe ea? E terminat, îmi dai seama. Desfăl, de 22. Da, uite, vezi? Și fii atent, la tine nu, deci tu nu l-ai pornit și nu trebuia să facă chestia asta, ai înțeles? Și fii atent. Băia să iau bușonul ăla de la moș. Acum, pentru că e benzina curată, fii atent, dacă lași 2 ani, nu o să curgă benzină pe aici dacă cumva nu e cuiu. Uite, vezi? Vezi că nu curge. Și ăsta e defect, trebuie să-l cumperi pe ăsta. Ai înțeles? E cât? 20 de lei. Vacuum. E, uite aici, fă ceva aici. Că tu când pleci, bate amortizorul și dă asta jos cu caterul ăla, băi. Taie sârma asta și fă ceva. Nu așa, nu, că se cutează aici. Prinde-l cu un de ăla, da. Da, n-ai, ia fii atent, să nu-l prinzi de asta. Pentru că el se lasă în jos, să nu-l ți-l tai, știi, când dai în gol. Lasă-l, mă, așa că nu prinde niciun amortizor, mă. Da, bă, ăsta trebuie da, prins. Filtrul trebuie să-l prinzi, prinde-l undeva și tu, ia-i mână. Uite, nu, ia-i mână. Trebuie să-l prinzi așa, ușor. De unde la mare? Ia un cate, un de la mare. Hai că fratele la nevoie se cunoaște, nu? Prietenul la nevoie se cunoaște, nu?
E bine că le iei de acolo? Ar trebui să tu-ți dau, că mi-ai spart bormașina. Ia uite, a căzut pe jos. Pune la loc, n-ai mai pune mâna pe țapă. Da, de ce iei două și nu pui unul? Că are loc aici. Bă, ia uite-l, mă, are loc aici. Bă, Alex, merge, bă, bagă-l, bă, pe aici, mă. Uite, bagă unul, serios, și-l prinzi de aici, mă. Merge, nu e vorba că nu. Nu băga două. El a băgat două ca să se dea aia. Nu, e că le strigi, mă, cocoș, mă. Bagă unul dacă merge unul, dacă nu merge unul, pui două, că nu mă zgârcesc, ești nebun la sub braț? Da, știu. Nu dă bine pe filmare dacă zic că sunt zgârcit. Hai, bagă pe acolo. Auzi, hai că tai-o și zic pe filmare și tai-o și zic ca să dea bine așa. Și că lasă-vă că pun unul ca să fie pe bune, că merge, ia zi așa. Lasă-vă că pun unul. Pui doar unul, nu? Hai mă, pune doi, bă, Alex. Nu mai las că pun unul, că sunt eu băia bună așa. Ca să dea bine, da? Că dea bine. Că tai eu, nu mă, ca să dea bine, că tai eu, ia zi. Gata, dragilor, ia. Nu-l strânge tare. Gata. Așa, să fie larg. Că și tu ești largă. Curge benzină, bă, ia uite. Hai că da. Tai astea frumos ca să nu te sperii. Uite asta. Toată treaba e să iau bușor. Curge benzină, adevărat a înviat, ia uite. Să mor rălăsea de nu curge benzină. Ia uite, bă, eu am glumit, să mor dacă te mint. Uite, asta e problema. Dar de ce nu ține bine cuiul pe-n tomă? Da, mă, nu ți-am zis. Uite, acum nu mai curge din el. Curge ce are pe furtun, vezi? Hai să-i dăm pornel. Păi de ce nu ai cum să-l pornești, că se neacă? Când merge, nu mai se neacă. Bă! A, nu l-ai pus aici, m-am crezut că l-ai pus aici, Alex. Ăla de benzină. Bă, păi nu-i bine, mă, dar de ce, mă? A, știi ce trebuie să facem, mă? Cred că trebuie dat carburatorul jos, să lăsăm plutitorul în jos. Dacă lași plutitorul jos, se ridică și nu mai se umple, sau poate presiunea îl ridică și se... Ai înțeles? Să nu fie prea sus, mâncați-și. Dă... Nu face așa, n-ai cum, pite, nu, îl pornește neacă. Pornește, mă. Nu pornește, mă, așa, băi. Fă-i cută la furtunul ăla. Așa, fă-i cută, dar cum îl facem să... Dacă nu, scoate-l de aici, scoate-l de aici. Dă că zic eu, nu, n-ai cum, hai să facem așa. Nu de acolo, scoate-l de aici. Dă-te așa! Păi, ține-l pe ăla și hai să-i bag. Nu, fraților, stați așa un pic. Nu, că el își trage acum, știi? Își trage și când îi dai drumul. Nu, lasă-l așa, lasă-l așa. Nu, și de ce cum ar trebui să nu mai curgă? Pentru că ce s-a întâmplat? De la cuiu pontou i-am ridicat un pic codița. Și dacă i-am ridicat codița, s-a lăsat butoiașul mai jos. Și porneaua. Dacă s-a lăsat butoiașul mai jos cu bateria, nu? S-a încărcat asta? Hai, s-a mai încărcat, ia uite că arată 5 liniuțe și încă se încărca. 4, pardon. Se încarcă ca la EHAU. Deci Pe care troacă? Pe încărcător? 5 milioane și ceva. Că e de ăla de șmecher. Păi, contactul e pus? Da. Stai să dau cu spray. Stai. Nu face contact pe la ăla? Și trage și benzină când învârte. Păi își trage că și ăla. Nu mai trebuie să... Nu e încărcată baterie. N-are baterie? Ia vină încoace. Ia uite ce am mai. Știi că am dat pe asta 5 milioane jumate. De la Claumar. Ia uite-o. Ia fii atent, Alex. Ia uite-o. Asta e pentru navă model. Fii atent. Știi câți amperi are aia? 10 amperi, ia uite cât are, 25, ia uite cât de ușoară e. Bă, tu să nu faci scurt că s-a distrus. Ține cu mâna, doar ține cu mâna pe aia. Vezi plusul cu minusul, fii atent, uite-te bine la el. Că asta e foarte minus. Puternică, da? Ia, ăsta e minusul. Da? Îi dau? Vezi că fii dacă are 25 de... Ia stai. E pus bujia, nu? Da. Dă-i. La ca să-și tragă ea un pic. Păi nu, e metalic carburatul. Oprește-l. Tu hai să-ți-l reglez, mă. Unde e aerul acolo, ha? Bă, dar tu cât ai pus-o pe asta, de ce ai strâns-o atât de tare? Era strânsă la maxim. Și asta la fel. Una. Ia, dă-i acum. Dă-i. Așa. Minus și plus. Mamă, e. Lasă-l ușor, vezi? Acum poți să-i
la plutitor. Și ce credeți? Fii atent, îl oprim, îl lăsăm un pic. Lasă-mă, îi pune-le. Ține-o frâna. Nu mai vedea benzină deloc. Păi și acum lasă, lasă ușor. Păi de ce îl accelerezi tare? Lasă să reglez eu din asta, n-auzi? Doale, nu trebuie furtunile alea băgate cu un altul, băi. Da, bă, da. Vine mizerie pe la ele, băi. Lasă-l ușor. Păi da, vine mizerie pe acolo. Ia lasă-l, ia. Stai așa, stai, nu-i bine. Lasă-l ușor, așa. Ei, ia oprește-l. Cum îl oprești, bă? Am pierdut cheia. Păi și cum îl... Am cheie de rezervă. Da, așa, lasă-l, 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 lasă-l. Dar acum, dacă s-a mai încălzit, dar mergem și îl încălzim ca lumea. Păi ia-ți o șurubelniță la tine. Unde, cum ai pierdut cheia? Am pierdut-o pe când, nu știu. Păi și ce bății acolo? Să-i șurubelniță la tine? Ia pornește-l, pune contactul din nou. Am pus. Mamă, are relativ mic. E relativ mic? Da. Îl reglăm când se încălzește, mă, mai bine. Ia. Ia mai de. Te pui ala aici. Cum e? Trebuie să vedem cum merge, ca să-l reglăm după aia. Hai, poți să iau asta la noi. Poți să pui și aua doar așa, fără șuruburi, nu? Fără care, fără astea? Da. Doamă, n-are aici astea. Uite că dacă-l oprești... Nu, 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 nu iau bateria asta, mă, aia altă, nu iau pe asta. O luăm pe aia altă, că merge. Stai așa, l-am oprit. Nu prea stă, nu? Nu prea stă. Ce părere ai? Îl mai reglăm, eu am luat la mine șurubelnița mică și șurubelnița mare. Ia oprește-l, mă. Oprește-l, mă. Hai să dăm, ia, dă șaua, lasă-l să meargă, dă șaua jos. Păi trebuie să desfacem de aici, nu? Mai că, da, stai așa. Aha. I-ai dat uleiul? Nu, frate, l-am măsurat uleiul. Cum să-i dau? Ia. Ia, stai așa. Ia, mă. Nu, ăla-i bine. Să-ți mai ridică ăla, băi. Ca să nu-l pornește fiecare dată. Poate să tragă pe la semeringul. Hai că mi-a sărit pe mine. Hai să vedem cum merge, deoarece vreau să văd care e situația cu el.
mașină când am mai mers cu el, corect, și ar fi putut să belească un pic setul de data trecută, acum dățile trecute când s-a mai plimbat. Eu i-am făcut amestecul corect, eu nu vă supărați, eu știu să fac amestecul, dar 30 la jumătate de litru. Băi, dacă ți-ai carburator mai bun, ia-ți un carburator nou și ai terminat, este? Ai văzut că e ăsta un pic mai zăpăcit așa? Da. Cam dă cu fum, hai să vedem. E urât când dă cu fum, ca fumă și bujia proată. Hai mișto așa să facem un test.
Dacă vrei să mai dai toba jos, nu mai merge. Băi, stai mă cu minte. Ia uite nebun e ăsta. Ia uite. El crede că e toaregul meu. Ok, gata, am terminat pe ziua de astăzi, ca să vă spunem și combinația. Fiți atenți că nu mai picură deloc benzină. Ia uite, frate. Mai picură? De ce? Se pare că totuși carbura... Bă, trebuie să-i pui ceva aici, Alex. Unde? Furtunele, le mai ai acasă? Nu mai îi pun, mă, nimic acolo, n-ai văzut că nu mai... Trage aer pe aici, mă, trage mizerie pe aici, mă. Tu te plimbi într-un mediu... Furtun mai micuț. Te plimbi într-un mediu, da, unde e praf, da? L-am reglat un pic, ăsta e butonul de la radio, nu? Deci uite, nu mai curge și o să vedeți pornirea acum și când o pornim, că da, eu am luat, are de fapt el înăuntru aici, o sfoară cu care îl tractez, de-aia mi-am venit. Ia să vedem dacă pornește. Și plutitorul l-am lăsat în jos și dacă l-am lăsat în jos, o să stea mai puțină benzină, că dacă ridicam în sus, stătea mai multă benzină. Haide, e pus contactul? Păi dacă s-a mișcat acum, cred că s-a mișcat. Vezi? E bine să pornească mereu. Vezi? L-am făcut pentru, ca să zic așa, ultima oară. Ce ar trebui să mai facă el? Hai oprește-l, mă, că pornește. Hai lasă-l așa, băi, lasă-l așa. Ce ar trebui să mai facă el? Să-și cumpere... Bă, te trebuie să dăm relantiu mai tare, da. Trebuie să... Hai că dăm acum relantiu mai mare. Ce trebuie să-și mai cumpere el? Un carburator. Și unde stai? Băi, cât era carburatorul acolo? Un milion? Un milion jumate. Nu era un milion jumate, era un milion 200. Dacă vorbim cu el, ți-l dă mai hau. Sunt adevărat ce spun. Da, mă, dați-i un carburator nou. Și nu mai e problemă nici la plutitor, că acum ce credeți, mai rămâne fără benzină când îi dă putere, când îi dai cârje tare, nu? Maxim, îl accelerezi maxim, rămâne și mai... Păi și normal că îți face chestia asta datorită că se termină benzina, deoarece plutitorul e mai jos și când e plutitorul mai jos, e mai puțină benzină. Dar l-am lăsat mai jos, ai înțeles de ce? Ca presiunea să-l ridice mai tare în sus, lichidul, benzina, să ridice plutitorul mai tare în sus, ca cuiul pontou să se închidă mai bine. Asta era problema. Eu v-am spus că acum îl fac pentru ultima oară, ori îl fac, ori nu îl fac. Avem și filtrul de benzină, avem tot. Gata, plimbări plăcute în continuare. Chiar sunt curios și o să știți și o să aflați de la noi cât îl ține așa. Pentru că el o să se cam plime cam în fiecare zi. Este? Îi dai... Ia zi, ia fă față, dai. Îl terceri, îl termini. Brother, noi o să ne vedem în alt vlog. Și vedeți că pe acest canal sunt vreo 450 de vloguri. 450 și ceva de vloguri. Deci sunt convins că nu le-ați văzut pe toate. Și e unul mai nebun și mai caterincă decât altul. Vă aștept bineînțeles și pe Facebook. Fish Hacker pe Facebook, Roman Paul Gabriel pe Facebook și Academia Tinerilor Pescari tot pe Facebook. Să nu exagerez, cel mai mare canal de fishing din România, Fish Hacker pe YouTube. E canalul meu. Intrați și acolo și dați-mi ochi dacă vreți să deveniți pescari ca noi. Noi acum tragem o mare plimbare. Pe unde?
pe unde ne place nouă.